Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări atât în fața micilor ecrane, cât și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. În atenția dumneavoastră aducem în această perioadă și activitatea pe care elevii și dascălii de la Liceul Agricol din Giurgiu au avut-o în această perioadă și a fost una destul de intensă, pentru că cumva au reușit să pună pe harta națională a agriculturii și a liceelor de profil școala de aici din Giurgiu. O să discutăm astăzi despre ce anume este vorba, dar vrem să aflăm și mai multe aspecte legate de activitatea acestor tineri, despre proiecte și despre viziunea pe care cei care coordonează acest liceu au pentru a dezvolta și mai mult și pentru a-i face pe tineri să înțeleagă, de fapt, importanța acestui profil și în viitor. Pentru acest lucru l-am invitat astăzi alături de mine pe domnul Octav Cijmașu, directorul Liceului Tehnologic Agricol Alexandru Borza din Giurgiu. Am rămas și fără aer. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am regăsit și Hristos a înviat! Adevărat, a înviat! A fost o perioadă destul de agitată, nu că celelalte ar fi fost mai liniștite în ceea ce vă privește activitatea pe care o aveți aici la Liceul Agricol din Giurgiu, dar, așa cum spuneam puțin mai devreme, ați reușit să puneți un punct important pe harta întregii României, pentru că ați reușit să găzduiți o olimpiadă extrem de importantă la nivelul întregii țări și o să vă las pe dumneavoastră să ne povestiți puțin despre acest eveniment. Mare forfot a fost în această perioadă. Da, într-adevăr, am fost onorați și oarecum obligați să fim la înălțime, pentru că am fost gazda Olimpiadei Naționale din area curriculară, tehnologii, domeniul agricultură, creșterea animalelor și cultura plantelor pentru clasele a 11-a și a 12-a. Asta a însemnat peste elevi din peste 22 de județe din țară care au fost găzduiți de școala noastră împreună cu profesorii însoțitori, care au susținut probă scrisă și probă practică la cele două domenii, respectiv creșterea animalelor și cultura plantelor, pe fiecare clasă în parte, adică 11-a și 12-a. În total au fost aproximativ 100 de persoane, asta fără să luăm în calcul Comisia Centrală. Comisia Centrală, care a fost formată din 22 de persoane, a fost un eveniment de o anvergură extraordinară și mă bucur foarte tare că județul Hunedoara și în special Liceul Tehnologic Agricol Alexandru Borza Giurgiu a reușit să fie gazda acestui eveniment. Este pentru prima dată când găzduiți acest eveniment? Da, este prima oară când acest eveniment se întâmplă în județul Hunedoara și mai mult decât atât în Giurgiu, la Liceul Tehnologic din Giurgiu. Sunteți singurul liceu de profil din județul agricol, sigur, din profil, și atunci este normal. Cum am spus și la început, ne-a onorat foarte mult faptul că am fost nominalizați să fim gazdă, motiv pentru care a fost și presiune extrem de mare pe noi toți, pentru că, așa cum v-am obișnuit deja, am vrut să fim impecabili și am vrut să ridicăm oarecum, dacă aș putea spune așa, ștacheta în organizarea unei olimpiade naționale. Nu cred că este deloc ușor, deși din exterior lucrurile par destul de simple. Ei, se organizează olimpiada națională aici la Giurgiu, vin oamenii, noi mai facem pe aici pe acolo câte ceva, doar că din interior cred că a fost așa un efort destul de mare și pentru dumneavoastră și pentru elevi și pentru dascăl și pentru toți cei implicați în organizare. Categoric a fost un efort deosebit, mai ales că oarecum perioada de desfășurare a olimpiadei s-a suprapus puțin cu ultima săptămână din modul trecut și a fost o forfotă mare, că am încercat să manageriem lucrurile în așa fel încât să nu avem probleme cu orele
totul normale, să se desfășoare exact, normal. Dar să și reușim să pregătim, să reușim să și pregătim, mă rog, locațiile pentru desfășurarea, buna desfășurare a Olimpiadei. Și au fost câteva zile în care a au fost câteva zile de ocupați de tot foc, dar cum am spus-o de fiecare dată, am avut extrem de mare noroc și șansa să am un colectiv extraordinar de colegi fantastici care au pus umărul și s-au mobilizat extraordinar, astfel încât totul a decurs impecabil. Chiar am și spus-o două vieți, cred că dacă aș mai trăi de acum încolo, n-aș putea să le mulțumesc că au fost alături de mine. Deși, repet, presiunea a fost foarte mare pe toată lumea, câteodată nervii poate un pic întinși, cum este firesc și normal, dar toate lucrurile s-au gestionat în așa fel încât cei care au venit și au fost oaspeții noștri să nu simtă absolut nimica, din contră să simtă că sunt mai mult decât bineveniți, fac parte din familia noastră. Pe lângă partea teoretică, au avut și o parte practică, mă gândesc, că acești elevi care au ales să participe la această olimpiadă, nu? Sigur că da, au avut și a trebuit parte să le puneți practică. La dispoziție bază materială, nu? Da, acesta este motivul pentru care investițiile pe care le-am făcut în fermele didactice, atât în ferma zootehnică, cât și în ferma vegetală, au fost unele extrem de importante și oarecum țintite pe desfășurarea acestor probe practice. Nu că nu ar fi fost nevoie de aceste investiții, dar am luat în calcul și desfășurarea probelor practice. Atunci ați grăbit puțin lucrurile. Și am grăbit puțin lucrurile și până la urmă toate s-au aliniat perfect. O parte din elevi au susținut proba practică în laboratorul veterinar, o altă parte au susținut în ferma zootehnică, o altă parte în solar, o altă parte în laboratorul de agrotehnică, deci s-au împărțit lucrurile în funcție de programa școlară pe care ei o aveau pentru probele pe care le susțineau. Am găsit soluții astfel încât totul să se desfășoare impecabil. Cert este că atât membrii Comisiei Centrale cât și profesorii însoțitori și elevii au fost extrem de încântați de baza materială pe care o avem și de tot ceea ce s-a întâmplat pe perioada desfășurării acestei olimpiade. Cred că a fost o satisfacție foarte mare pentru dumneavoastră și colegii dumneavoastră. A fost o satisfacție extraordinară și mai ales că am avut marele noroc să lucrăm împreună cu Inspectoratul Școlar Județean, în special cu doamna inspector Dana Luiza Cioară, care a știut să coordoneze desfășurarea întregii olimpiade, astfel încât să nu existe sincope din niciun punct de vedere și totul a decurs extraordinar. Ați avut și elevi care au din cadrul liceului de la Giurgiu care au participat la această olimpiadă, mă gândesc, nu fiind și organizator și cei care ați găzduit această olimpiadă, au fost și copii de aici, nu? Sigur că da, am avut doi elevi care au participat la olimpiadă, care s-au chinuit foarte mult. Este o muncă extrem de intensă să participi la o olimpiadă de o astfel de anvergură. Este vorba de Moga Ilie și Lazar Ionuț Andrei din clasa 11-a. Cei doi au obținut premiul 3 și respectiv mențiune. Ambii au fost pregătiți de doamna profesor dr. Nuredin Cornelia și de domnul profesor Perța Daniel Găulea, care au depus la rândul lor un efort fantastic, pentru că după rezultatele de la etapa județeană, pentru a ajunge să performezi la o etapă națională, este multă muncă în spate și îi felicit atât pe elevi cât și pe profesorii coordonatori, pentru că, așa cum spuneam și la deschiderea festivă, meritul acestei olimpiade este cel al elevilor, pentru că dacă ei nu puneau osul la treabă, fără ei nu se ținea această olimpiadă, la fel cum meritul este a profesorilor care i-au coordonat și nu în ultimul rând este meritul directorilor care au sprijinit profesorii și participarea la această olimpiadă.
La fel cum a fost și cazul profesorilor însoțitori, care poate de multe ori nu au fost implicați în pregătire, în pregătirea elevilor și așa mai departe, ci doar au însoțit elevii. Îi felicităm și noi, în primul rând, că au avut curajul de a participa, pentru că nu este deloc ușor să ajungi în această etapă a unei olimpiade, indiferent de profilul și disciplina la care participă, așadar felicitări și să aibă curajul și mai mulți pe viitor să participe. Nu este pentru prima dată, cred că nu, când participă elevii ai liceului dumneavoastră la astfel de olimpiade. Într-adevăr, nu este pentru prima oară, doar că anul acesta, spre deosebire de alți ani, rezultatele au fost mult mai bune și asta înseamnă faptul că elevii au fost și sunt pregătiți așa cum trebuie. Ce m-a uimit extraordinar a fost bunul simț pe care acești elevei noștri l-au avut, nu că ceilalți ar fi fost altfel, dar au fost atât de emoționați și când au primit premiile și când au văzut rezultatele de era cât pe ce să plângă, adică chiar au plâns, unul dintre ei chiar a plâns, adică lacrimi de bucurie, da, și asta denotă faptul că au fost așezați și au muncit mult și s-au bucurat de rezultatul pe care l-au făcut. Și v-ați bucurat, cel mai probabil, evident, cu toții. Ne-am bucurat, ne-am bucurat și ne bucurăm în continuare pentru că pe lângă faptul că suntem singurul liceu agricol din județ, uite că și pe latura educativă începem să avem rezultate bune. Acești doi elevi care au luat aceste rezultate la olimpiadă, îl mai avem pe Rafael Popa, care a luat mențiune tot la olimpiada națională pe domeniul economic administrativ poștă. Deci rezultatele se văd, asta înseamnă că la Giugiu se muncește, asta înseamnă că colegii mei profesori își fac treaba și mă bucur foarte mult că reușim să ridicăm, dacă vreți, valoarea acestui liceu, pentru că în fond și la urma urmei nu ne dorim nimic altceva decât să dovedim faptul că un liceu agricol poate fi valoros. Și asta nu mai poate fi, este valoros. Și asta mai înseamnă, aș adăuga eu, și faptul că dumneavoastră împreună cu cei din echipa de management până la urma acestui liceu ați reușit să aduceți bani aici, să scrieți proiecte și să le implementați, pentru că fără o bază materială bine pusă la punct, acești copii cel mai probabil nu ar fi reușit să ajungă în acest punct. Da, cu siguranță. Acum, evident că dacă nu aveam un colectiv de cadre didactice implicat în tot ceea ce înseamnă procesul educațional, nici investițiile nu și-aveau rostul. Dar având un asemenea colectiv și profesioniști de-a dreptul în cadrul colectivului de cadre didactice, automat s-a văzut nevoia și necesitatea de a face investiții, atât pe parte de fermă vegetală, fermă zootehnică, cât și pe parte de cabinete veterinare și nu numai laboratoare și așa mai departe. Motiv în plus ca să găsim surse de finanțare, fie că vorbim de proiecte PNRR, fie că vorbim de alte surse de finanțare de la Ministerul Agriculturii. Ați cam atacat pe toate, de tot ce Ministerul ați avut posibilitatea. Tot ce am avut făcut posibilitatea, bineînțeles, am încercat să atragem fonduri astfel încât să putem dezvolta baza materială a școlii noastre. Ce ați reușit să schimbați fața? E o expresie mai puțin fericită, poate, dar ați reușit să schimbați aici foarte multe. Nu că nu ar mai fi de lucru, că ar mai fi de lucru foarte mult și mai avem planuri mari în continuare, dar da, am reușit să modernizăm. Să duceți la un alt nivel. Da, să modernizăm internatul, de exemplu, sâmbăta, deci primul echipaj venea în data de 25, dacă nu mă înșel, seara, și asta era joia, dacă aduc bine aminte, și noi sâmbătă încă munceam la internat să... Nu știu că asta era un mare off al dumneavoastră, da, 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 că da, ați reușit până în momentul respectiv să reabilitați puțin și internatul. Am reușit lucrul acesta și am răsuflat ușurat când am văzut că totul este așezat și la locul lui.
Astfel că acești copii care au venit din alte colțuri ale țării au stat aici, în acest internat acum? Da, atât 100 de persoane, atât elevii cât și profesori însoțitori. Cu masa la noi la cantină, pe sistem de bufet suedez. Aveți acest avantaj că aveți și această cantină funcțională, în primul rând. Și, că, așa, majoritatea școlilor mai au cantine, doar că nu la toate. La un moment dat, o doamnă profesoară le spunea elevilor, zice, mergeți mai copii la masă, că zice, meniu de 5 stele. au fost foarte încântați de tot ce au găsit acolo și vă dați seama că am încercat să facem, adică să le oferim oamenilor tot ce au avut nevoie, astfel încât să plece cât se poate de mulțumiți. Și au fost mulțumiți, cu siguranță, nu? Am reușit lucrul acesta și, exact cum spuneam, sunt convins că la momentul acesta familia Liceului Tehnologic Agricol Alexandru Borza din Giurgiu s-a mărit considerabil, pentru că sunt convins că fiecare elev, fiecare profesor care a plecat de la noi, de la școală, a plecat cu o părticică din școala noastră în suflet. Astfel de evenimente au cumva și o continuitate, în sensul în care poate vor exista la un moment dat și schimburi de experiență între liceele agricole din țară? Există această posibilitate? Există această posibilitate și eu sunt un susținător al înverșunat, aș putea spune, al învățământului agricol, pentru că îmi doresc foarte mult ca aceste licee agricole să se dezvolte, iar învățământul agricol să meargă înainte, pentru că este și clar să se extindă. Să se extindă, pentru că clar este nevoie de specialiști în domeniul agricol. Dar eu unul consider că ar fi extraordinar să putem avea o relație de un schimb de parteneriate cu liceele agricole, astfel încât elevii să poată merge de la un liceu agricol la altul, un schimb de experiență, să vadă cum arată alte licee agricole, poate luăm niște exemple de bune practici, fiecare de la fiecare, și este important lucrul acesta. Am discutat cu câțiva directori al liceelor agricole să găsim oarecum un punct, un numitor comun, să vedem câte din cele 56 de licee agricole au, de exemplu, calificarea profesională tehnician veterinar, și să încercăm să facem un concurs de meserii, cum era, adică între licee, chiar acum se desfășoară la Seini un astfel de concurs în Maramureș, dar din păcate trebuia să particip și eu, din păcate programul nu mi-a permis, dar domnul profesor Perța Daniel, împreună cu trei elevi, este prezent acolo la acest concurs. Deci este reprezentat și liceul agricol. Liceul acolo și sper să vină cu rezultate ca și anul trecut. Deci încet, încet începem să ne coagulăm, sper eu, și să demarăm o serie de proiecte comune care să fie în interesul, atât în interesul învățământului agricol, cât și în interesul elevului. Știu că dincolo de granițele țării ați trecut cu parte dintre elevi, ați fost așa și în schimburi de experiență, să le spunem, așadar vă mai rămâne doar să găsiți acel numitor comun și cu liceele de profil din țară. Va trebui să ne împărțim puțin, pentru că în aceeași perioadă a avut loc un Erasmus Plus în Slovacia pe voluntariat cu persoanele care lucrează cu copii. Iar o parte din colegii mei au fost prezenți în Slovacia în cadrul acestui proiect Erasmus Plus. La fel cum avem celălalt proiect Erasmus de pe transhumanță, care este în parteneriat cu Franța, care este gestionat de colega noastră, doamna profesor Nureddin Cornelia, și care este un proiect de o foarte mare anvergură. Și când auzim transhumanță, noi ne gândim la cea clasică, despre aceea vorbim? Da, este o paralelă oarecum între țările care fac parte din acest proiect și o comparație, dacă vreți, între cum se realizează transumanța în fiecare țară, că fie că vorbim de Maroc, fie că vorbim de Grecia, fie că vorbim de Franța, fie că vorbim de Italia, e o paralelă foarte interesantă. Se va finaliza cu videoclipuri pentru fiecare țară, deci e un proiect destul de interesant, dar repet, nu este unul ușor, este unul destul de tehnic și
se desfășoară în acest timp, în aceste momente, și să sperăm că va fi și va avea un impact, acel impact pe care îl scontăm și noi. Ne-ați făcut curioși, sperăm să ne trimiteți și nouă filmulețe și rezultatele. Când o să fie gata, acum chiar alaltă ieri a fost o ședință de lucru și acolo s-au stabilit câteva repere, câteva puncte cheie pe care trebuie să le atingem, câteva amănunte și nuanțe, așa că în momentul în care ne așezăm și vor fi gata, cu siguranță că da. Tot felul de idei vă vin aici la Liceul Agricol, fie că vorbim de investiții, fie că vorbim despre proiecte, concursuri și așa mai departe. Nu vă lăsați. Când aveți, că spuneați puțin mai devreme că nu este ușor nici să atragi fonduri, nici să organizezi poate anumite evenimente sau să participi la anumite concursuri, dar nu vă lăsați. Nu avem voie să ne lăsăm, adică repet, interesul este acela de a duce învățământul agricol, da, pe cele mai înalte culmi, în ghilimele de rigoare, dar găsim oportunități și dacă ni se arată oportunități, de ce să nu încercăm să le descoperim și să le dezvoltăm, să le aplicăm. De ce? Că pentru unii e mai ușor să stea liniștit, să nu își dea singuri bătăi de cap, cum se spune. Și avem destule exemple. Aici nu. Noi știm ce avem noi de făcut și pentru noi e suficient că vedem copiii, că sunt elevii, că sunt fericiți, că există o stare de bine în toată școala, atât în ceea ce privește colectivul de cadre didactice, cât și elevii. E o atmosferă plăcută, nu sunt incidente majore, lumea este așezată, toate investițiile sunt utilizate la potențialul lor aproape maxim. Deci lucrurile acestea te motivează să mergi mai departe și să încerci să dezvolți lucrurile. În ceea ce privește investițiile, știu că cred că la fiecare emisiune mereu veneați cu câte o noutate. Ba că ați cumpărat dronă, ba că ați reușit să schimbați percepția ceea ce înseamnă un solar, spre exemplu. Funcționează în continuare toate aceste achiziții pe care le-ați făcut? Da, bineînțeles. Și elevii, da. Și elevii sigur, fac practică? Că da. Da, funcționează și chiar putem vedea acum diferențele între, v-am spus că totul are și o latură educativă, nu doar practică. Putem vedea acum diferențele între solarile, serele pe care le-am avut, care au fost făcute clasice, așa, și cele moderne. Putem să ne bucurăm de o varietate întreagă de plante aromatice, de soiuri de legume, de animale pe care le cultivăm în seră și în spațiu deschis. Avem două parcele, una care este acoperită cu solarii, cealaltă care este câmp deschis, și avem culturi și într-o parte și în cealaltă, aceleași soiuri, și observăm diferențele de creștere, de coacere și așa mai departe. Până la urmă, cam acesta este viitorul agriculturii, unul cât mai modern. Da, inclusiv am reușit să punem în funcțiune acel turn hidroponic la care am visat de foarte mult timp și am rămas extrem de uimit și de plăcut, impresionat de felul în care se dezvoltă plantele. Și ce ați plantat acolo? Am pus salată să vedem cum merge și toată lumea, mă rog, inclusiv cei care au participat la olimpiadă, mergând în seră și văzând turnul de curiozitate, bineînțeles, primul lucru, scoți paharul respectiv să vezi cum atârnă rădăcinile așa în funcție de curgerea apei, și doi la mână erau foarte curioși. Și eu n-am avut curiozitatea asta, culmea, de asta am rămas așa surprins. Toată lumea a fost curioasă de gust.
dacă seamănă gustul, având și salată în solar crescută normal și salata în sistemul hidroponic, toți mergeau să rupă câte o bucată de frunză de salată să vadă să facă diferența. Dacă există vreo diferență de gust între una și alta. Și nu, culmea că nu a existat nicio diferență de gust și acum a crescut salata foarte mult, am recoltat-o și acum o să încercăm să, să mergem pe altceva. Nu știu, încă suntem în, în tratative ce să... Dar ce se mai pretează să planteze în acest sistem? Aș merge tot pe ceva de genul planta aromatică, salată, pentru că fiind, nefiind extrem de stabil turnul, nu poate să aibă prea mare. Nu poate să susțină, de exemplu, o vânătă sau poate că roșii, da, dar n-aș vrea să risc. Suntem în, doar în, în proces de, de cercetare, ca să zic așa. Putem implementa și noi acasă sau cei care ne urmăresc un astfel de, de sistem? Sigur că da, am spus-o de fiecare dată într-un e apartament. E mai practic, poate? E mai... Și aici în studio, dacă într-un colț aici la, în studio, da. E extrem de silențios în primul rând, nu face niciun fel de zgomot, nu necesită o investiție extraordinar de mare, nu necesită o atenție extraordinară, pentru că în afară de faptul că te uiți odată la câteva zile de să vezi dacă apa cu substanțele nutritive mai e acolo, e la nivel, în rest, mare lucru nu trebuie să faci. Am pățit, de exemplu, fiind în seră, că asta este, se întâmplă, fiind în seră, fiind foarte cald în seră, 40 de grade, 30-40 de grade cât erau în seră, s-a evaporat apa și au rămas plantele fără apă. Și cum au reacționat? La pământ, ca să zic așa, deși ele erau, erau în aer, da. Dar ne-am dat seama repede, am completat cu apă și totul a fost și-au revenit instantaneu, da. Dar de asta încercăm să vedem. Am zis, o parte din răsaduri cu lumină naturală, cealaltă cu lumină artificială, care cresc mai mult, sunt o serie. Ce care cresc mai mult? Păi normal că cele cu lumină artificială, pentru că forțează creșterea. Dar anul acesta, domnul director de la un liceu agricol ne-a adus arahide ca să le plantăm. O altă provocare, o altă pentru dumneavoastră. Evident, o altă provocare, hai să vedem cum se fac arahidele de pământ. Am reușit să le plantăm și pe acelea. Acum să vedem și ce iasă. Încercați să aclimatizați poate și diferite plante cu care noi nu suntem prea obișnuiți aici în județ? Da, ne-am gândit la chestiunea aceasta, mai ales că am un coleg care este de loc din Bobâlna și care acasă are kiwi. Și am zis, ok, am putea încerca și noi să vedem dacă ar merge o plantație de kiwi, dar deocamdată fiind timpul extrem de scurt anul acesta și fiind foarte ocupați cu cu olimpiada, cu pregătirea olimpiadei, n-am apucat să mai facem și experiment. Să studiați un pic mai bine acesta. Cert este că am reușit să generăm, dacă vreți, cartofi dulci, adică în ideea în care am mers la magazin, am cumpărat cartofi dulci și am tăiat în jumătate, i-am pus în apă, acum sunt plantele destul de mari, să le plantăm în paturi, vrem să le plantăm în paturi supraterane. Avem tot felul de experimente. Iată că ne dați și nouă idei până la urmă, pentru că sunt convinsă că sunt foarte mulți care sunt fani ai cartofului dulce și dacă au și o mică grădinuță, să spunem, cred că ar putea să încerce, nu? Da, și acum am... Da, să se fie poate totuși mai sănătos sigur să mâncăm, da, așa din mâinile noastre, cum avem, se spune. Avem acolo câteva plante de muștar, să vedem cum cresc, cum fructifică și așa mai departe. Deci încercăm să acoperim o plajă cât mai largă de asemenea de experimente care să atragă în fond și la urma urmei elevii către acest domeniu agricol. Da, în condițiile în care
nu toți, dar măcar parte dintre acești elevi, poate la finalizarea studiilor, se vor gândi poate chiar să își facă o astfel de cultură. Cu siguranță că da, mai ales când văd că nu este... Avem nevoie de așa ceva. Da, mai ales când văd că nu este atât de dificil, nu necesită atât de multă muncă, adică nu mai e ca pe vremuri să o iei la sapă, să te duci. Acum lucrurile, cu ajutorul tehnologiei, lucrurile s-au dezvoltat foarte mult și iată că îți ușurează din ce în ce mai mult munca și atunci poate că, na, omul cam fuge de muncă și atunci văzând că lucrurile se pot desfășura și altfel, se pot întâmpla și altfel, poate că se gândesc să se aplece spre astfel de culturi. Așa învățați pe elevi să gândească, să spunem, pentru că totuși învățământul nu înseamnă doar studiu, programă, practică și atât. Aveți o influență destul de mare asupra mentalităților, asupra ceea ce urmează să devină ei ca adulți și atunci încercați să le induceți această stare, să spunem că agricultura poate fi făcută și altfel și că pot avea o afacere de succes până la urmă din acest domeniu? Cu siguranță că da, și pentru a le arăta lucrul acesta avem și foarte multe vizite la fermieri, la ferme, fie că vorbim de ferme vegetale, fie că vorbim de ferme zootehnice, avem cu ei vizite de studiu astfel încât ei să meargă să vadă că există ferme care sunt mecanizate, sunt computerizate, sunt automatizate, astfel încât munca să fie, cum să spun eu, cât se poate de facilă și de ușoară. Și mai mult decât atât, să vadă că faptul că ești un proprietar de fermă este o poveste de succes până la urmă. Și avem atâtea exemple și în județul Hunedoara și în țară, da. Sunt foarte mulți astfel, da, de fermieri, agricultori care au reușit să demonstreze și să își extindă până la urmă afacerea și dincolo de granițele țării. Da, și pe palierul acesta avem o echipă de elevi care dezvoltă planuri de afaceri pentru agricultură, pe parte de veterinară, pe parte de agricultură, participă la tot felul de competiții pe această temă. Extrașcolar se întâmplă acest lucru sau? Timpul școlii. Chiar ieri s-a desfășurat etapa națională, n-am apucat să, pentru că ai noștri au fost ultimii care au intrat, pentru că așa au fost pe listă, și nu am apucat să vorbesc încă cu profesorul coordonator să vedem ce rezultate au obținut elevii noștri. Important e că au ajuns până acolo, nici nu contează dacă au obținut vreun premiu sau nu, dar faptul că au făcut un business plan care i-a dus până în etapa națională e un mare lucru, că au fost cu semifinală, finală, deci au ajuns până în finală. Și vorbim de elevi de clasa? Vorbim de elevi de clasa 11-a, dacă nu mă înșel, a 10-a, 11-a, deci încercăm să îi motivăm cât se poate de mult astfel încât să vadă că există un viitor în acest domeniu. Și cu siguranță orizonturile lor se deschid mult mai larg, chiar și prin acest proiect, pentru că văd altfel lucrurile și da, cu siguranță îi pot ajuta și pe ceilalți colegi ai lor, pentru că au un impact destul de mare asupra prietenilor lor. Au venit la mine să mă roage, să au generat ei cu inteligența artificială o poză cu ambulanță dotată, o ambulanță veterinară dotată cu tot și au primit așa oarecum o observație că ar fi bine dacă ar avea o machetă a acelei ambulanțe. Am încercat să o printez cu imprimanta 3D. Exact, avem imprimanta 3D. Nu prea ne-a ieșit, a fost timpul foarte scurt, dar ne-am mobilizat și am încercat să facem tot ce putem astfel încât să facem o figură bună la concurs. La un moment dat discutați și ne spuneați despre un alt proiect, un Smart Lab. Și vrem să vedem în ce stadiu este acesta. Da, suntem în stadiu de implementare a proiectului Smart Lab. Am pornit procesul de achiziții și sper ca în cel mai scurt timp să îl avem și implementat, să-l vedem fizic în școală. Dar ce înseamnă, de fapt, acest Smart Lab? Acest Smart Lab înseamnă o dotare complexă a unui laborator cu table inteligente, cu laptopuri, cu all-in-one PC-uri, cu ochelari VR de realitate virtuală, next level. Cu scanner de documente,
echipamente cu scanner 3D, cu imprimantă 3D policolor, cu sistem de videoconferință, cu sistem audio, cu fermă hidroponică fiind liceu agricol, cu roboți multifuncționali pentru elevi să poată face diverse experimente, cu un braț robotic chiar tot așa pentru experimente, să-l poată programa elevii să facă diferite chestii. Deci este un laborator chiar smart, de aceea se și numește Smart Lab, pe care abia aștept să-l văd fizic în școala noastră, pentru că sunt ferm convins că, mai ales din punct de vedere al agriculturii, va aduce, și nu numai, dar va aduce cu siguranță un plus valoare la felul în care se vor preda orele de acum încolo. Una este să ai ochelarii virtuali pe ochi și să faci un tur virtual al, nu știu, unei ferme din Noua Zeelandă, dau un exemplu, sau să faci un tur virtual al unui depozit de semințe care este cu un mediu controlat 100%. Deci sunt o serie întreagă de beneficii pe care acest laborator le va aduce școlii noastre. Și nu numai școlii noastre, pentru că este un proiect la nivel național. Iar cei care au avut șansa au și accesat acest proiect și iată cum este cazul dumneavoastră, așteptați acum doar ultimele detalii, să spunem, pentru a putea să... Așteptăm să facem achizițiile, să reușim să pornim achizițiile și, să v-am zis, în cel mai scurt timp să ne doresc să-l vedem fizic în școală. Deci e posibil ca anul acesta sau la începutul la viitorului an școlar, să spunem, 2024-2025, anul... să-l aveți deja și funcțional, mă gândesc, da, nu? Sper. Va fi nevoie de o pregătire suplimentară a profesorilor bineînțeles pentru a putea că vine și cu astfel de componentă, o componentă foarte importantă din punctul meu de vedere, de formarea cadrelor didactice pentru utilizarea acestui Smart Lab, și sunt convins că toată lumea va fi deschisă, deși avem tendința aceea de a fi reticenți oarecum la nou, dar sunt convins că încet, încet, adică cu pași mai mici. Este cazul la liceul agricol din Giurgiu, că la câte noutăți ați adus, eu cred că deja oamenii sunt obișnuiți. Da, sunt obișnuiți, doar că aici e un pic mai tehnic acest Smart Lab și atunci poate va fi un pic, nu știu sigur, dar iau un calcul. Important este că iau există calcul, această posibilitate de exact, a fi instruiți. Iau un calcul și această ipoteză de a fi oarecum reticenți, dar sunt convins că după trainingul pe care îl vor avea, toate lucrurile se vor așeza și va fi utilizat la capacitate maximă. Și eu mai sunt convinsă că acei elevi pe care îi aveți aici vor ști, cred că, destul de repede să folosească toate aceste gadgeturi. Cu siguranță vor ști mai multe decât noi. Pricep. Da, 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 cu siguranță vor ști mai multe decât noi, pentru că ei sunt născuți digital și le este la degetul mic să utilizeze tehnologia, spre deosebire de o parte dintre noi care suntem mai reticenți la a utiliza tehnologia. Încet, încet, elevii și profesorii se pregătesc și pentru examenele naționale, pentru că, da, suntem în luna mai, dar cred că în iunie, iulie, pe acolo începe febra examenelor. Este o pregătire continuă până la urmă aceea și a elevilor și a profesorilor, pentru că este o provocare an de an și pentru cadrele didactice până la urmă. Sunteți sau ați început deja această febră a examenelor sau lucrurile încă sunt așa mai liniștite din acest punct de vedere? Am început de mult timp. Nici nu vă opriți, de fapt, am început de mult timp pregătirea, mai ales după simulările care au avut loc, atât simulările la nivel județean, cât și cele la nivel național, unde am văzut rezultatele și am zis ar fi cazul să ne punem pe treabă, că sunt examenele pe noi, într-adevăr. Se desfășoară săptămânile acestea evaluările la clasele 2, 4 și 6. Urmează evaluarea națională la clasa 8-a, după care examenul de bacalaureat. Cadrele didactice care predau disciplinele din care se vor susține examenele de evaluare națională fac eforturi extraordinare pentru a pregăti elevii, pentru a le stârni interesul, pentru a îi capacita pe elevi să
să învețe, pentru că în funcție de rezultatele pe care le obțin depinde foarte mult viitorul lor, atât viitorul elevilor de absolvenților de clasa 8-a după rezultatele de la examenul de evaluare națională, cât și viitorul absolvenților de clasa 12 respectiv 13 SERAL, pentru că nota de la bacalaureat își pune amprenta asupra viitorului lor. Dacă este o notă admis, atunci clar că pot să stea liniștit să se bucure de vară. Eu sper într-un procentaj bun de promovabilitate la aceste examene. Acum, cu siguranță că nu o să fim perfecți, dar cum tindem să atingem... Ei, nu sunt perfecte nici liceele care au deja un anumit renume. Până la urmă mai ține și bineînțeles, mai ține de fiecare generație de elevi. De fiecare generație, exact. Fiecare generație de elevi este diferit, așa că am avut într-adevăr consultări cu elevii, cu părinții, am avut întâlniri cu părinții, atât elevilor de clasa 8-a, cât și elevilor de clasa 12-a, mai ales după simulări. Am încercat să-i motivăm. Ați prezentat și situația reală. Am încercat să-i motivăm un pic, să le spunem faptul că rolul lor de părinte acum este foarte important și felul în care părintele își motivează copilul este crucial în aceste momente. Așa este, pentru că și dascălii au contribuția lor în ceea ce privește stimularea elevilor, dar până la urmă părintele are amprenta cea mai mare. Sigur că da, și în fond și la urma urmei trebuie să înțeleagă că muncesc pentru ei, nu muncesc nici pentru profesor, nici pentru părinte, nici pentru nimeni altcineva. Muncesc pentru ei și pentru viitorul lor și acum știm bine că generațiile sunt din ce în ce mai non-conformiste, ca să le spun așa, și poate nu realizează cât de important este viitorul și încercăm prin exemple clare și concrete să le explicăm care sunt beneficiile faptului că e o notă bună la evaluare națională sau că e o notă bună la examenul de bacalaureat. Și până la urmă, eu am mai spus acest lucru, nu contează dacă îți place să faci agricultură, dacă îți place să, nu știu, lucrezi într-o tipografie, dacă îți place să faci curat pe o stradă. Important este să fii cel mai bun în activitatea pe care tu o faci. Da, sau măcar să tinzi să fii cel mai bun. Măcar să tinzi, exact, să fii cel mai bun, pentru că, da, este un lucru care te motivează categoric și atunci și lucrurile pe care le faci, le faci cât se poate de bine și e normal ca lucrurile să se miște în altă direcție și în alt sens. Da, doar că aici mai intervine un alt aspect. Sunt unii părinți care își doresc ca, cum este și firesc, până la urmă copiilor să fie într-un mediu academic, poate, sau să devină medici, să devină avocați, să aibă o carieră de succes în anumite domenii. Și atunci cumva vine așa o povară pe umerii acelui copil care poate nu își dorește același lucru pentru el. Iar această îndrumare poate fi una greșită la un moment dat. Da, din păcate și noi în calitate de părinți trebuie să înțelegem că copiii noștri, chiar dacă sunt ai noștri, sunt unici în felul lor și nu trebuie să ne trăim noi, nu știu, ceea ce n-am făcut noi prin prisma lor. Și da, categoric că toți ne dorim ce e mai bun pentru copiii noștri. Dacă au înclinații în acea direcție, dar dacă e au bine, dar dacă nu... Dacă au înclinații înspre orice direcție, ar trebui să-l lăsăm pe copil să-și dezvolte acele înclinații, acele abilități pe care le are și să se dezvolte în direcția în care își dorește el, pentru că degeaba pui presiune pe el să facă, nu știu ce să facă, dacă el nu-și dorește. O va face, că de voie de nevoie da, o va face. Nu poți cânta dacă nu ai voce. Exact. E clar, oricât de mult își dorește părintele acest lucru. Categoric, ăsta e motivul pentru care nu cânt niciodată. Dar da, e foarte important să ținem cont și aici este rolul extrem de important a consilierului școlar, de exemplu. Aveți da, astfel de consilieri? Avem un consilier școlar care este extrem de
priceput și extrem de implicat în, în tot ce înseamnă... Nu e doar pe hârtie consilier. Nu. E acolo unde trebuie, da. Și încearcă foarte mult să discute cu părinții, să vadă încotro care sunt aptitudinile copiilor, care este domeniul spre care ar putea merge și să-i placă și să fie... Încercăm, de asta spun că încercăm pe toate palierele să motivăm elevii și să vedem încotro că, da, într-adevăr, sunt elevi care își doresc să facă anumite lucruri, sunt elevi care nu își doresc să facă absolut nimica, dar... Toate generațiile au avut și astfel de... Bineînțeles, dar trebuie să fim conștienți de lucrul acesta și trebuie să exploatăm maximum din ce avem. Și asta, până la urmă, ține foarte mult și de elevi, și de părinți, și de dascăli. Acel triunghi de care tot am Sfânta povestit treime, da. Noi, exact, Sfânta Treime, corect, ca așa îi spuneți, da. De fiecare dată. Și cred că poate fi găsit, până la urmă, acel echilibru. Cu siguranță, nu e un lucru ușor, este o luptă și acest lucru, să găsești echilibru. Dar drumul nu trebuie să fie unul ușor. Da, corect, mai ales în perioada pe care o trăim, care este în continuă schimbare, într-o continuă evoluție, într-o continuă dinamică și energie. Nu este un lucru ușor de gestionat, dar este un lucru, din punctul meu de vedere, extrem de important ca această Sfântă Treime, respectiv relația școală, profesor, părinte, elev, să fie una strânsă, ca toate lucrurile să funcționeze perfect. Asta vă doriți și în viitor, nu? Pentru Liceul Tehnologic Agricol Alexandru Borza din Giurgiu, ca toate lucrurile să ajungă cumva să fie la un alt nivel, pentru ca elevii, până la urmă, să fie în pas cu tehnologia, în pas cu tot ceea ce înseamnă agricultura actuală, dar și cea viitoare. Că da, acolo trebuie să ajungem, de fapt. Da, și încă un aspect care, din punctul meu de vedere, ar fi unul extrem de important, acela ca atmosfera care este în școală să fie una de bine, adică să ai acel vibe pozitiv, acea atmosferă pozitivă, astfel încât în momentul în care te simți nu neapărat relaxat, liniștit, nu știu, te simți ok, și relațiile între toate persoanele angrenate în acest proces sunt în regulă, atunci toate lucrurile cred că se așează și de multe ori v-am spus că stau în pauze și trec pe lângă mine elevii și bună ziua, domn director, și mai batem palma și mai... Adică ei, o relație așa călduroasă și chiar plăcută, lucru pe care l-au sesizat și cei care au venit la Olimpiada Națională la noi. Pe lângă faptul că avem acel minunat areal în jurul școlii noastre și e așa o liniște și o căldură și un... Ați reușit să îmbinați respectul cu o formă de prietenie până la urmă. Da, repet, interesul meu a fost acela de a menține o atmosferă armonioasă și plăcută în școală, pentru că în momentul în care te simți bine acolo unde ești, nu zic că am și reușit 100%, dar... încercăm împreună cu colegii mei profesori, împreună cu elevii, împreună cu părinții să creăm o astfel de atmosferă. Și până la urmă contează că sunt făcuți pași în această direcție, că nu ai cum să reușești să pui toate lucrurile la punct așa peste noapte, dar dacă reușești poate să schimbi un singur om, cu atât mai bine. Bine, nu neapărat să-l schimbi, să aibă poate o altă conduită. Da, mă bucur foarte mult din punctul acesta de vedere să văd foști absolvenți care vin la întâlniri de 10, 15, 20 de ani, 30 de ani și care văd schimbările din școală și... Adevăratul examen. Exact, și văd tot ceea ce s-a făcut în școală și felul în care arată și felul în care suntem noi profesorii și vin cu plăcere, chiar dacă nu au întâlniri. De multe ori mă trezesc în curtea școlii cu doi foști absolvenți ai școlii și vin și stau și se uită și se minunează și vai, acolo în livada aia câte am făcut, vai, nu știu unde, dar eu, cum să spun, eu poveste, o istorie extrem de plăcută. O istorie prezentă, dacă pot să spun așa. Credeți că vor avea viitor aceste licee agricole în următorii ani?
Da, sunt convins de asta, sunt convins de asta. Adică eu unul asta îmi doresc, pentru că, repet, pun seama pe învățământul și accentul pe învățământul agricol extrem de mult și atâta timp cât sunt colegii mei directori, colegi cadre didactice în liceele agricole care vor să dăm mână cu mână, ca să zic așa, și să facem lucruri împreună și să tragem către dezvoltarea liceelor agricole, sunt convins că învățământul agricol se va dezvolta. Doamne ajută așa să fie, pentru că avem nevoie de specialiști și în acest domeniu, avem nevoie de oameni care să pună suflet în ceea ce fac și în farfuria noastră până la urmă. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Mult succes vă doresc. Mulțumim. Și cu proiectele pe care le-ați dezvoltat și cu proiectele viitoare, că știm, nu vă opriți, sunteți așa, un motor care este în permanență, în turat. Să sperăm că vom ajunge să le implementăm și pe acela, dar da, muncim. Asta e important, mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!